Bună ziua! În acest videoclip vreau să vă răspund la întrebarea ce este tumora malignă versus tumora benignă. Este o întrebare frecvent adresată, o curiozitate pe care mulți oameni o au sau când sunt îngrijorați de un diagnostic, dacă este vorba despre o pată pe plămâni sau o descoperire legată de o tumoră, dacă este benignă sau malignă. Să aflăm ce înseamnă. Deci, în această schemă pe care o vedeți aici, destul de simplă schema, dar dacă ne uităm în stânga, avem schematizată o tumoră malignă care invadează un țesut normal. Deci, ce vedeți cu galben este un țesut normal. Să spunem că ne uităm la microscop la ficat. Când ne uităm la un ficat normal, la microscop, celulele sunt organizate într-un mod foarte simetric, organizat, aranjate în anumite moduri, foarte clare. Se vede o arhitectură a ficatului, așa se spune efectiv. În momentul în care apare o tumoră malignă, dacă vă uitați la această parte roșie, ea este complet neregulată, are margini neregulate, apasă pe celulele din jur. Vedeți că aceste celule de aici sunt comprimate, sunt mai mici. Are tot felul de neregularități la interior, pentru că aceste celule canceroase se multiplică foarte, foarte repede, foarte, foarte mult. Unele dintre ele nu pot să trăiască și mor și apar niște zone de celule moarte. Deci este o anarhie totală într-o tumoră malignă, care este foarte agresivă și pătrunde în țesutul normal și, practic, nu îl distruge, dar îl împiedică să funcționeze normal. Asta se întâmplă în acest caz cu tumora aceasta care vedeți pătrunde aici printre celulele normale și le afectează. Pe de altă parte, tumora benignă nu are aceste caracteristici. Tumora benignă este, să spunem, definiția unei pete care rămâne la locul ei. Dacă vă uitați aici, să spunem că este același țesut în care a apărut o tumoră benignă. Vedeți că este extrem de uniformă. Nu are margini neregulate, nu dă impresia că apasă pe nimic, ea pur și simplu se dezvoltă acolo. Sunt niște celule într-adevăr anormale, dar nu sunt invazive. Nu au această caracteristică că se multiplică în mod necontrolat, agresiv, nu pătrund printre celelalte celule, cumva își văd de treaba lor. Dar asta nu înseamnă că o tumoră benignă este întotdeauna ceva care putem să rămânem liniștiți. Uneori, depinde de locul în care apare tumora benignă, poate să dea anumite probleme. Dar, în general, o tumoră benignă nu este ceva îngrijorător în aceeași măsură în care este o tumoră malignă. Tumora malignă este, deci, cancer și problema este că dacă ar rămâne la locul acela, ar fi bine, ar fi ușor de tratat. Dar cancerele netratate la timp, din această tumoră au tendința să se desprindă mici celule care se răspândesc către alte țesuturi și ajung, de exemplu, în acest țesut, într-un țesut normal, și aici încep din nou să se multiplice și să formeze o tumoră secundară. Deci, am vrut să vă explic așa pe scurt care este diferența la nivel microscopic, ce se întâmplă. Dar mesajul principal este că tumora malignă este cancer, este ceva agresiv, ceva care se multiplică necontrolat, anarhic și ajunge să trimită celule canceroase către alte organe unde apar la rândul lor alte tumori secundare. Pe de altă parte, tumora benignă stă la locul ei, se multiplică eventual foarte, foarte încet și de regulă nu dă mari probleme.